există această tendință de a se organiza un sinod numit de unii sfânt și mare, fără să se știe ce se va hotărâ. Dar dacă ne amintim de sinodul întâi ecumenic, din 318 părinți, aproape 300, așa spun istoricii, vă rog, citiți istoria, aproape 300 aveau semnele persecuției. Au venit fără un ochi, fără o mână, cu coaste rupte, cu picioare rupte, de bătăile care le-au suportat în momentul în care au fost acele groaznice persecuții. Vă dați seama? Și abia atunci, cu rănele unei persecuții cumplite, cu chinul, cu amintirea vie a celor bătăi și prigoane, au, sub inspirația Sfântului Duh, au scos frumoasa învățătură de la Sinodul I ecumenic, la 325 de la Nicea, când au statornicit învățătura despre Iisus Hristos. Și abia după aceea, la Sinodul 381, de la Sinodul II ecumenic, au statornic, când au văzut că s-au receptat într-un mod firesc acele frumoase învățături, abia atunci l-au numit Sfânt și Mare Sinod, pentru faptul că a fost receptat într-un firesc, într-o normalitate, într-o bucurie și într-o lumină dumnezească, acea învățătură. Ce vreau să spun, că momentul în care, este 2 ani, în 2016, dacă vor merge ierarhii, toți ierarhii și mitropoliții din Biserica Ortodoxă, indiferent de țară, dacă vor merge și ei cu rănile persecuției mondialismului actual și dacă vor simți că au răni, cum au avut cei de la primul sinod ecumenic, atunci da, mă înclin și spun, merg cu mărturia suferinței că s-au opus mondializării, s-au opus desbisericirii, s-au opus ateizării, sodomizării Europei și a lumii întregi, dar de păcate nu prea vedem noi, s-au opus doar cu o simplă vorbă. Și restul a spus, lăsați voi că vă aranjăm noi, acum mai important, mergem la sinodul ăsta mare și sfânt și de mare importanță, acolo aranjăm toate. Adică nu mai putem numi nici ecumenic, pentru că Sfântul Grigore Palama, la 351, a scos cel mai frumos catehism posibil din istoria creștinismului. Vă rog, citiți din acest mare catehism al Sfântului Grigore Palama, în care arată frumos tradiția taborică a Sfintei Lumini și despre Harul Dumnezeiesc cum se poate dobândi. Și citiți aceasta și în tomul agioritic, dar nu așa de frumos ca în catehismul pe care l-am menționat, și care a fost receptat fără să se mai stabilească un sinod ecumenic sau un sinod, și nici măcar n-a avut pretenția ca să fie impus de vreun sinod. Sau a fost de la sine. Deci, revenind la ideea că în momentul în care ierarhii, mitropoliții, patriarhii, clerul bisericii, de pretutinderea, vor merge cu rănile crizei actuale sau vor merge ca unii care se demonstreze că ei au suferit și s-au opus desbisericirii și mondializării și umilirii bisericii, atunci sunt convins că Duhul Sfânt va lucra la sinodul la Constantinopol și abia după ce vom vedea ce vor hotărâi să-i lăsăm. Personal, aștept și am mare speranță și bucurie că dacă vor merge cu dorința de a aduce mărturia Sfinților închisorilor. Dar am citit cele 10 puncte în care se hotărăște, se vorbește, se va vorbi. Nu am găsit un singur punct că va fi pusă în discuție la acest sfânt și mare sinod care se vrea și ecumenic. Nu am văzut nicăieri jertfa martirilor închisorilor, suferința martirilor, nu, doar despre mâncare, căsătorie, relație cu biserică, cu pace, fraternité, liberté, egalité, acele sloganuri masonice care știu că au circulat și mai circulă încă în lume. Adică pentru mine, ca și teolog, ca și preot, nu simt că va aduce ceva nou, ci personal simt că va aduce o relativizare. Încă măcar tu nu vorbi despre jertfa martirilor, a sfinților care a trecut un secol, care a nevorit Europa și lumea prin comunismul și câți martiri au murit. Tu vii și vorbești doar de 10 puncte care nu au nimic legătură cu istoria și cu trecutul, doar cu viitorul care să fie cât mai împăciuitor, cât mai nu știu cum. Adică acestea pentru mine m-au întristat efectiv când am văzut că nu sunt trecuți martirii secolului 20 sau neomartirii sau jertfa acestor oameni care au reprezentat efectiv biserica cea vie și coloana vertebrală a Harului Dumnezeu în lume. Deci abia atunci am încredere
când voi vedea că pe ordinea de zi va fi și un astfel de subiect. Când se vor trata sfinții închisorilor, care au fost temeliași baza bisericii, și nici de cum cei care se erigează că au dus biserica prin înțelepciunea și prin marea lor diplomație. Sper că am